Vâlcea Mitrogovice s-a întors din deplasarea de la Vâlcea cu 3 puncte meritate. Vinerea trecută, pe stadionul Olchim din Râmnicu-Vâlcea, s-a disputat partida dintre Olchim Râmnicu-Vâlcea și FC Mitrogovice, partidă contând pentru etapa a 10-a campionatului Ligii a 3-a, seria a 4-a. Așa cum v-am spus, FC Mitrogovice a câștigat meciul cu scorul de 2-1. Încă din primele minute, băieții lui Remus Gâlmencea s-au apărat foarte bine, dar au atacat și pe bandă rulantă poarta vâlceanului Vlădoi. Ocaziile celor de la FC Mitrogovice au curs pe bandă rulantă. În minutul 37, Petculescu s-a aflat într-o poziție ideală de a deschide scorul, însă balonul s-a oprit în portarul Vlădoi. De asemenea, și Dragnea a ratat pe bandă rulantă, a ratat de la 12 metri singur cu portarul. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, 0-0. După pauză, băieții de la FC Mitrogovice s-au întors mult mai motivați, spunându-și cuvântul în iarbă. În minutul 60, Beni Popescu, veteranul echipei, a deschis scorul pentru FC Mitrogovice, 1-0. Replica vâlcenilor a venit la doar câteva minute diferență. În minutul 68 au punctat vâlcenii pentru egalare, 1-1. Ocaziile celor de la FC Mitrogovice au curs din nou, iar în minutul 75, același Beni Popescu, veteranul echipei de la FC Mitrogovice, a punctat pentru victorie, 2-1. Fluierul final a anunțat victoria celor de la FC Mitrogovice. Băieții de la FC Mitrogovice s-au bucurat foarte mult de această victorie obținută pe stadionul Olchim din Râmnicu-Vâlcea. Cele 3 puncte i-au mai ridicat un loc în clasament. Domnule antrenor, iată, vă întoarceți de la Râmnicu-Vâlcea la Târgoviște cu 3 puncte, o victorie meritată. Se putea și mai bine. Se putea și mai bine, dar e bine să ne mulțumim că ce ne dă Dumnezeu. Vedeți, noastră, toate victoriile și toate meciurile sunt foarte, foarte grele, pentru că adversarii sunt de cam de aceeași calitate. Sunt foarte fericit că nu sunt învins și băieții ce le-am transmis s-au înțeles foarte bine. Vorbeam vinerea trecută că lipsește ceva la echipă. Acum s-a mai îmbunătățit lucrurile sau? Da, mi-a plăcut foarte mult așezarea, cum au înțeles ce le-am cerut băieților să ne așezăm în teren. Am văzut și neastră, dacă în prima repriză mi se pare că n-au avut nici măcar un singur șut la poartă, echipa adversă, suntem pe un drum bun, cu încredere, cu muncă în continuu, să nu ne lăsăm pe coadă, să punem mâna, să încercăm să nu pierdem niciun meci în tur. Veni, astăzi ai adus victoria, 2 goluri, norocul tău. Norocul este prestația unei munci pe care am făcut-o în decursul unei săptămâni și golurile le-am dat cu ajutorul echipei, că fără echipă nu putea să marce și cred că am făcut un joc bun. Am dat peste o echipă încheză de puncte, normal, ca orice echipă încheză de puncte căuta să fie acele 3 puncte, dar și terenul a fost sub orice critică, un teren greu, important e că ne-am acomodat și pe acest teren și am putut să jucăm.